dobre placie w Radoku sem guste. Cię mam widać się z tym. Dobra, wow. 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 Ce-a făcut? Neața bună! Bună dimineața tuturor! Astăzi o să mergem să vizităm unul dintre orașele subterane de aici, din regiunea Capadocia. Mai exact, Caimacali. Ne uităm încotro, să... încotro este direcția. Noi am venit aici de la Goreme. Am luat un autobuz la Nevşehir și de la Nevşehir un alt microbuz în direcția Caimacali. În total costul a fost de 20 de lire turcești de persoană și acum așteptăm să intrăm în orașul subteran. Avem puține emoții, adică mie mi-e un pic frică să nu ne pierdem pe acolo prin orașul ăsta, că am înțeles că nu e foarte bine marcat, dar să vedem. De pierdut, cu siguranță nu o să ne pierdem, e imposibil, practic, dar un pic probabil o să fie așa aiurea, pentru mie nu-mi prea place așa la spațiile foarte închise și strâmte, dar vă ținem la curent. Da. Orașul subteran Caimacli face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO din 1985. Luăm biletele pentru a intra în orașul subteran. 75 de lire. Da, deci 150 de lire pentru amândoi. Și acum intrăm în cel mai lung oraș subteran din lume. Mai este un alt oraș subteran aici, în Capadocia, Derinkuyu, care este cel mai adânc. Dar noi o să vizităm doar pe acesta. Aici, în orașul subteran, trebuie să urmărim săgețile. Cele roșii pentru intrare în oraș și cele albastre pentru a ne întoarce. Relieful vulcanic, dar și lipsa combustibilului au facilitat săparea acestor orașe subterane. Și aceasta a început tocmai de pe vremea tihiților, primii locuitori ai acestei regiuni. Imaginați-vă că în aceste grote trăiau oameni. Aceasta este un pic mai mare. Cu siguranță aici se putea adăposti mult mai mulți oameni. Și pasajele dintr-o încăpere în alta arată cam așa, nu știu cât de bine se vede, e întuneric, dar sunt înguste, înclinate și micuțe. Dar suntem numai la primul etaj cumva și mai avem vreo 7, pentru că sunt 8 etaje subterane. Și acum coborâm la etajul al doilea și arheologii au zis că au fost perioade când lumea stătea închisă aici, în aceste grote, până la o lună. Imaginați-vă să stai în aceste grote până la o lună. În zilele noastre, no way. Deci urmărim săgeata roșie și aici. Da. De aici e înclinat. Să aveți grijă la cap. Dacă sunteți în asta, dacă sunteți ca mine, e ok. Hai că tunelul ăsta nu sunt așa înguste. Aici ok, e că... ok, nu mă simt... Sunteți claustrofobic sau... Nu, e super. E foarte multă lume aici, e chiar plin. Mira, ce ai găsit aici? Aici zice că sunt mezarlic, sunt gravurile mezarlic. Și câțiva ghizi care așteaptă chiar acolo la intrare și oferă normal informații turistice despre orașul subteran în engleză, spaniolă, depinde cam cum au ei turiști. Dar noi am mers pe cam propriu. Aceasta este o încăpere mai mare și asta înseamnă că era un spațiu comun. Iar chiar în spatele meu aici este biserica, unde se rugau. Și încăperile mai mici erau cumva un fel de dormitoare private. Acum trecem printr-un tunel mai îngust,
Dar nu uitam, e ok. În acele tunele micuțe ei își transportau merinde și alte lucruri de care aveau nevoie aici. Imaginați-vă că puteau sta până la 10.000 de oameni aici. Pardon, bădam cicșoare, din. Și bădam cu dur de mine. Este o experiență super tare să fii aici și chiar recomandăm. Ia uitați, am ajuns într-o încăpere mult mai mare. Din nou un living. Și acum probabil pasajul cel mai înclinat și strâmb. Hai! Curaj! Mergem așa? Mersul piticului! Mersul piticului ne salvează aici. Foarte îngust! Wow! Super fain! Mira, cât e de lung! Aproape gata! Aoleu! E super! Prima dată în viața mea într-un astfel de loc și pot să spun că e super! Gândiți-vă cum trăiau oamenii acum sute de ani în urmă și să mai spuneți pe urmă că în trecut să trăia mai bine. Când oamenii intrau în aceste caverne, foloseau această roată pentru a închide intrarea. Și acesta e un alt tunel. Eu cu tunelele astea înguste, așa, parcă nu-mi prea plac. Ia. Aici avem mult loc și foarte înalt. Ei bine, un 70 probabil. Deci veniți pregătiți să vă pitiți, să vă îngrămădiți, să faceți mersul piticului pe aici. Ăsta e un alt tunel. Aici, ăsta e iar așa. Auziți ce e destul de îngust, deci dacă sunteți mai înalți, trebuie să aveți grijă. Ăsta e... Ce ai găsit? Aici e coloana de ventilație, pentru că trebuia să aibă și un fel de aerisire, nu? Pentru că sunt 8 etaje. Aceasta este coloana de ventilație și pornește de la primul etaj, la etajul 8. Are 80 de metri lungime. Wow! Yeah. Aici primeau aer, practic. Ia uitați, Madonna ce-i acolo. 80 de metri. Wow. Ai grijă că sunt scări aici. Și tunelul continuă. Pare că se îngustă din nou. Și mie nu prea place faptul că se îngustă. Și acum ne aflăm la etajul 4, subteran. Din păcate, doar până aici putem coborâ, pentru că ele erau 8 etaje, dar sunt deschise publicului numai până la 4. Eu sunt bucuros. Eu aș fi vrut mai mult, sincer. Mira, cum ești? Bine, îmi place. Da? Super tare. Wow! Secțiunea asta e foarte frumoasă. Ia uitați ce aici. Aici era o bucătărie. Da? Da. Wow. Probabil, uite, aici gândeau. Mamă, ce frumos e. Aici îmi place foarte mult. Aici e piatra andezitul, care se folosea pentru prelucrarea cuprului. Și acest andezit, această piatră uriașă, are 57 de găuri în ea. Și cuprul se punea într-una din acele găuri și se prelucra. Deci nu stăteau degeaba, chiar dacă stăteau închiși, oamenii munceau. Și acesta este andezitul de care vă zicea Mirabela. Și dacă ne gândim că toate aceste grote au fost săpate cu unelte de mână și fără electricitate, putem spune că chiar și în zilele noastre este o capodoperă arhitecturală. Este fascinant cum au reușit să trăiască acei oameni și o lună sau mai bine închiși aici și mai ales cum naiba au reușit să ajungă la ultimul etaj, la subteran, chiar zos, wow. Erau nevoiți, trebuia să stea închiși
Și aici erau la adăpost și dacă ne gândim la războaie, ar fi o soluție bună și pentru noi. Și de la orașul subteran am venit din nou aici la Uchisar pentru a merge din nou într-un trekking, într-un da. Tur. Da, că ne place mult natura și este foarte frumoasă și astăzi o să parcurgem Valea Porumbeilor. Da, și punctul de pornire este de aici, de la castelul Uchisar. Și punctul final va fi Goreme. Unde este și cazarea și se va încheia și vlogul. Dar până atunci, haideți să parcurgem cei 4 km împreună. Și imediat să intrăm în Valea Porumbeilor și porumbeii își fac apariția. Și acesta e un copac frumos împodobit cu ochiul diavolului. Vai, aici... ce vedere frumoasă! Și vederea e absolut superbă! Wow! Wow! Asta da, Vale! E atât de superbă, cu formele astea așa extraterestre din nou. E superb, superb, ceva de, nu știu, eu nu pot să descriu în cuvinte, efectiv. Vai, cât e de frumos. Și o să ajungem acolo jos. Vai, ce frumos e. Nu suntem pe pământ, sincer. Acolo sus e o terasă unde se strâng porumbeii și multă lume să-și facă poze cu panorama. Și aici probabil e cel mai frumos loc pentru a vedea întreaga panoramă și cu acest pom drăguț și un butic și noi coborâm pe acolo. Cam așa arată și un pic destul de înclinat aici porțiunea asta. Ups, grijă! Traseul arată cam așa, cel puțin intrarea e superbă pentru că este umbră. Asta ne place. Și această vale se numește Valea Porumbeilor sau Pigeon Valley, deoarece porumbeii și-au făcut cuiburi aici încă din secolul al IX-lea. Da, iar oamenii de-a lungul timpului au observat acest lucru și au vopsit stâncile în alb și au făcut acele căsuțe mici, tocmai ca să mențină o populație permanentă de porumbei, deoarece porumbeii sunt o sursă foarte bună de fertilizator natural. Și îl foloseau, bineînțeles, foarte mult la livezi și pentru vița de vie. Două băncuțe pentru a admira peisajul sau odihni și continuăm traseul nostru și uitați cum stâncile își fac apariția. Nu mai sunt atât de mulți porumbei acum, bineînțeles, pentru că oamenii nu mai sunt interesați atât de mult. Există îngrășăminte artificiale. Traseul e foarte frumos și foarte ușor. Bine că nici nu sunt mai multe direcții, deci nu avem nevoie de indicatoare. Super! Natura este întotdeauna superbă. Și am găsit o potecuță care se abate de la traseu, dar haide să vă arătăm ce surprize ne rezervă această superbă vale. Wow! Incredibil!
Deci, Valea Porumbeilor, hands up, vă recomandăm. The best, atâtea peisaje frumoase și atâtea locuri minunate în care să vă faceți poze. E greu să continuăm drumul. Ne tot oprim să facem poze, nu știu dacă mai ajungem la capăt. E superb. Și acum o să trecem un mic pod și cu aceste roși minunate în față, în spate, peste tot, ceva de vis. Da. Și suntem iar la un punct minunat unde ne-am mai oprit să facem 2-3 poze și să admirăm frumosul peisaj. Cred că acest punct este cel mai tare de până acum. Ne-ați mai auzit zicând asta, așa? Vederea în spate, așa, cu tot canionul, este efectiv superbă. Te lasă fără cuvinte. Acum noi încercăm să ne grăbim că e ora 6. Sperăm să nu ne prindă noaptea pe traseu, mai avem undeva la un kilometru și ceva, un kilometru jumate, să ajungem la Goreme. Și da, să vedem cum o să fie. Și pentru că poteca la un moment dat se întrerupea. Eu am văzut pe Maps mic că îmi spunea că se întrerupe, dar eu credeam că totuși există o variantă. Și singura variantă era să urcăm pe o altă potecă, care nu era marcată, bineînțeles, se vedea doar poteca, și să încercăm de aici o variantă de ocolire a acelei porțiuni. Din păcate erau indicatoare, dar cineva fie le-a distrus intenționat, fie natura, nu știm, lipseau. Erau doar stâlpii de la indicatoare. Mare păcat. Na, dar ce să zicem? Hai să facem un tur la 360. Hai! Wow, suntem pe munte! Iubim muntele! In Turkey! Uh-huh. Ia uitați ce oale frumoase acolo! A, și uite, pe aici vine drumul, vezi pe acolo așa. Ia uitați ce aici. Super tare! Și am ajuns la baza stâncilor din nou. Ia uitați ce a făcut mama natură. Parcă sunt niște ciuperci. Se pare că vine și ploaia. Ne-am fost acolo în vârf. Și acum o să trecem pe poteca fermecată. Vedeți stânca de aici? Ne-am ajuns în partea cealaltă unde se văd acei pomi și nu știam dacă traseul mai poate continua. Așa că noi a trebuit să urcăm pe acolo, să înconjurăm și să coborâm. Sperăm să ne prindă ploaia! Wow! Wow, ia uitați, alte formațiuni. Deci cred că această vale este cea mai frumoasă. Acum nu le putem compara, nu? Dar fiecare, Valea Dragostea avea farmecul său, dar asta parcă te surprinde mai mult. Da. Și am ajuns la Goreme. La un moment dat credeam că nu o să mai ajungem. Dar am ajuns. Da, traseul este ok, cu excepția acelei stânci.
Deci astăzi am făcut orașul subteran, Caimacli și Pigeon Valley. N-am putea zice că găsim ceva puncte negative. Chiar și cu transportul în comun, așa cum am făcut noi, e ok. Găsiți microbuze, cam din jumătate în jumătate de oră. Da. Mie mi-a plăcut foarte mult experiența pe Valea Porumbeilor. La orașul subteran, deja la etajul 4, deja mie nu mai prea-mi plăcea și mă gândeam că o să coborâm mai multe etaje și am zis-o nu. Din păcate n-am mai coborât. Mie mi-a plăcut foarte mult acolo. Ai, ceva oricum, senzațional. A fost o experiență unică pe care am trăit-o. Da, și vă recomandăm. Aceste două obiective le recomandăm cu sufletul la gură. Dacă veniți în Capadocia. Dacă v-a plăcut de noi, dacă nu vă place, scrieți-ne în comentarii, apăsați pe clopoțel și abonați-vă la canalul nostru Traveling Tu! Mulțumim tuturor abonaților, iar cei care sunt noi pe canal, noi suntem Mirabela și Bogdan, doi călători în jurul lumii la început de an sabatic. Bye!